Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Colegiul Național Unirea din Focșani a găzduit la sfârșitul săptămânii cea de-a 13-a ediție a concursului interjudețean de matematică Unirea. Printre cei care au urcat pe podium s-au numărat și elevi din Vrancea. La ediția de anul acesta au participat peste 300 de copii pasionați de matematică din mai multe județe ale țării. În aceste condiții, performanța obținută de către elevii vrânceni este una importantă. Astfel, la clasa 4, cel mai bun rezultat l-a avut Bogdan Andrei Stoica, elev la școala Duiliu Zanfirescu din Focșani, care a obținut premiul întâi. La clasa a 5-a, cel mai bun loc, al doilea, a fost obținut de către Bianca Maria Ifrim, elevă la școala numărul 3 din Focșani. Colegiul Național Unirea din Focșani a fost reprezentat cu succes la această competiție de Vlad Ștefan Bercovici, elev în clasa a 6-a, care a reușit să obțină premiul întâi. Tot premiul întâi, la clasa a 6-a, a obținut și Teodor Cazacu, elev la școala Duiliu Zanfirescu din Focșani. În rândul elevilor de clasa a 7-a, premiul întâi a fost obținut de Andreea Elena Mircea, de la Colegiul Național Unirea din Focșani. De asemenea, la clasa a 8-a, premiul al doilea a fost acordat Andrei Alexandru Jela, elevă la școala Ion Bazgan din Focșani. Cristina Ramona Mateescu, elevă în clasa 9 la Colegiul Național Unirea din Focșani, a obținut locul al treilea, iar Andreea Pătrunjel, eleva aceluiași colegiu, a obținut premiul al treilea. Sunt aici nu pentru că sunt momentan directorul Colegiului Unirea, ci pentru că fac parte dintr-un colectiv care a avut 14 ani, adică în anul 2001, a avut ideea de a organiza acest concurs de matematică și sunt mândru că fac parte din acest colectiv care este cel al Catedrei de Matematică din Colegiul Unirea și trebuie să-i amintesc aici pe cei care au început acest lucru. Colegul meu Dan Popoiu, colegul meu Ienache Pătrașcu, colegii noștri Marius Mohonea și Cristinel Știru. Mai vreau să vă spun că degeaba am fi avut această idee dacă tot atunci, în anul 2001, n-am fi găsit un sprijin care particularizează acest concurs. Este vorba de sprijinul primarului de atunci și de acum al municipiului Focșani, domnul Decebal Bacinski, și sprijinul Consiliului Local Focșani, care chiar dacă și-a schimbat componența odată la 4 ani, a avut printre constantele sale finanțarea concursului interjudețean de matematică. Vreau să felicit în primul rând Catedra de Matematică a Colegiului Național Unirea pentru perseverența pe care au demonstrat-o în toți acești ani în organizarea concursului. Vreau să vă felicit pe voi pentru că v-ați găsit timp să vă puneți în valoare dorința și capacitatea de a rezolva exerciții și probleme de matematică din cele mai dificile. De asemenea, să-i felicit pe cei care vă îndrumă și care au descoperit în voi aceste calități. Acest concurs, vă spun sincer, că necesită eforturi foarte mari. Ca să vă dați seama despre ce eforturi vorbesc, unii dintre lor au acceptat să intre chiar și în politică. Și nu este un lucru foarte măgulitor de multe ori să faci politică, mai ales când ești cadru didactic. Așa că eu îi felicit din toată inima, vă doresc, dragi copii, mult succes la acest concurs. Dragi părinți, sper să ne revedem și cu alte ocazii la concursul acesta de matematică interjudețean, să aveți o evaluare cât mai corectă a posibilităților și a cunoștințelor noastre. Ce să vă mai spun, mult succes în continuare, domnule profesor, felicitări încă o dată. Elevii au fost răsplătiți cu premii în bani și diplome. Cea de-a 13-a ediție a concursului de matematică Unirea a fost organizată de Colegiul Național Unirea din Focșani, cu sprijin financiar din partea Consiliului Local și al Primăriei Municipiului Focșani, partener constant al acestei competiții de succes. Ediția de anul acesta a reunit aproximativ 300 de elevi din 10 județe pasionați de matematică. Părinții au luat cu asalt în această dimineață unitățile de învățământ din Focșani pentru a-și înscrie copiii la clasa pregătitoare. Printre cei care vor să evite aglomerația de la secretariatele unităților de învățământ, există posibilitatea înscrierilor online. În anul școlar 2014-2015 sunt propuse 172 de clase pregătitoare.
care vor însuma 3061 de elevi. Metodologia precizează foarte clar că în fiecare clasă pot fi înscriși cel mult 25 de copii. Deși oferta este generoasă, iar înscrierile se pot face fără prea mare stres și online, astăzi, încă de la primele ore ale dimineții, zeci de părinți au luat cu asalt unitățile de învățământ pentru a fi siguri că vor prinde un loc pentru copiii lor. Există loc pentru fiecare copil în parte și fiecare, cred că, optează pentru această școală că are disciplinele foarte bine organizate. Altceva nu știu ce să vă spun. Așteptăm să intrăm să înscriem și cam atât. Suntem din zonă, aparținem de această școală. E o școală foarte bună, aici am învățat și eu. Și cam atât. Sperie numărul mare de părinți, crezi că nu veți avea loc? Nu cred că nu va fi loc. Nu cred că nu va fi loc. În condițiile în care aparținem de această școală, nu cred că nu vom avea loc. Reprezentanții unităților de învățământ spun că sunt pregătiți să-i primească pe toți copiii noul an școlar. În cazul în care totuși locurile disponibile se vor ocupa, în selecția copiilor se va ține cont de circumscripția din care fac parte. Deci pentru anul 2014-2015, în planul de școlarizare avem 5 clase pregătitoare cu copiii din circumscripția arondată școlii noastre. Sperăm să le realizăm până la definitivarea termenului de înscriere. De astăzi s-a declanșat înscrierea copiilor, vedeți foarte mulți părinți acolo. Sperăm să fie bine și să realizăm acest plan de școlarizare. Condiții sunt foarte bune în școală, chiar copiii de clasă pregătitoare, dacă ați intrat prin clasă, vedeți ce dotări deosebite avem. Probabil și poziția școlii ne face să fim asaltați de către părinți. Avem stabilite niște criterii de departajare în situația în care numărul de 125 de copii va fi depășit. Sperăm să încheiem acțiunea aceasta cât se poate de bine și de corect. În perioada 18-20 martie vor fi procesate cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție pentru locurile rămase libere. În perioada 21-22 martie, unitățile de învățământ vor afișa listele candidaților înmatriculați, numărul de locuri rămase libere și lista copiilor neînscriși după prima etapă. Pe 11 aprilie vor fi afișate listele finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare. În intervalul 14-18 aprilie vor fi centralizate și soluționate de către Inspectoratul Școlar Județean cererile părinților ai căror copii nu au fost înscriși la vreo unitate de învățământ. Dragobetele, ziua îndrăgostiților la români, a fost marcată aseară la Focșan prin înălțarea peste 150 de lampioane. De asemenea, pe un panou imens amplasat în Piața Unirii, tinerii au putut lăsa mesaje de dragoste partenerilor lor. Tinerii din Focșani și-au declarat dragostea în Piața Unirii, apoi au lansat lampioane și și-au pus dorințe. În această atmosferă de poveste, sub un cer luminat de dorințele celor care au lansat lampioanele, s-a desfășurat unul dintre cele mai așteptate momente dedicate tinerilor îndrăgostiți. Evenimentul inedit de aseară a fost organizat de Consiliul Local al Tinerilor Focșani și s-a bucurat de prezența peste 150 de adolescenți. Consiliul Local al Tinerilor promovează activitatea de dragobete de 24 februarie. Am amplasat un panou aici în fața primăriei, unde tinerii și-au declarat iubirea. Cea mai frumoasă declarație va fi anunțată diseară pe pagina Consiliului Local al Tinerilor și va primi o ședință foto gratis. De asemenea, acum la ora 6 va fi o lansare de lampioane aici în Piața Unirii. În avanpremiera zilei de dragobete, tinerii și-au declarat iubirea și au vorbit despre frumusețea acestui sentiment nobil. Este un sentiment aparte, dragostea. Încă nu am reușit să ajung să iubesc cu adevărat, pentru că nu am ajuns la vârsta aceea, însă bănuiesc că este un sentiment aparte care te face să plutești. Nu mai ești cu picioarele pe pământ și nu mai ești conștient de tot ceea ce faci în acel moment. Dragostea. Păi dragostea este, poate fi caracterizată în multe feluri. Depinde, la dragoste, de dragostea față de un prieten, dragostea față de un iubit, dragostea de părinți. Dragostea este un sentiment nobil și merită să iubim, ca să fim iubiți. Toată seara au fost premiate și cele mai originale declarații de dragoste pe care tinerii le-au putut scrie jumătăților lor pe un panou special amenajat în Piața Unirii. Mișcări de trupe la Partidul Mișcarea Populară, filiala Vrancea, șefia organizației deținută până duminică de către Costică Porumboiu, a fost preluată de Nicu Tănase, consilier local și fost președinte al Partidului Democrat Liberal Focșani.
Fostul lider al Partidului Mișcarea Populară, Organizația Vrancea, Costică Porumboiu, rămâne în partid în funcția de vicepreședinte. De comun acord cu domnul deputat Secară și domnul Tomac, am convenit să fac un pas în spate în funcție de adică funcția imediat următoare sub președinte și să continuăm lucrul în echipă. Nu cred că mai am ce să mai spun, pentru că dumneavoastră să și grăbesc și n-aș vrea să-i reținem. Mulțumesc, domnule. Nicu Tănase și-a motivat decizia prin faptul că este dezamăgit de PDL, partidul unde nu mai este o ierarhie a valorilor. Pentru mine, primordial, este atragerea la Mișcarea Populară a unor oameni care până acest moment nu au făcut politică. Însă, ca președinte, voi refuza, desigur, în acord cu colegii mei din Mișcarea Populară Vrancea, nu voi refuza în acord cu colegii mei de la Mișcarea Populară Vrancea, aderarea la partida unor oameni de dreapta care au fost implicați politic atât în PDL cât și în PNL. Este posibil ca o parte dintre colegii din echipa PDL Focșani să vină alături de mine la noua construcție a Mișcării Populare. Voi fi deschis la acest lucru și mă voi consulta pentru fiecare caz în parte cu colegii mei. Numirea lui Nicu Tănase în fruntea Partidului Mișcarea Populară Vrancea a fost anunțată de către deputatul Florin Secară și de către președintele de la nivel central, deputatul Eugen Tomac. Am venit aici pentru că domnul Porumboiu și-a dedicat într-o totul timpul și energia pentru a pune bazele partidului nostru aici și mulțumim pentru înțelepciunea cu care acționează astfel încât proiectul Mișcarea Populară a nivelul județului Vrancea să meargă mai departe. Acest partid s-a înființat tocmai pentru a crea o alternativă reală la ceea ce există astăzi pe scena politică românească. Cred că românii vor altceva de la politicieni, tocmai de aceea și mesajul nostru este un mesaj cât se poate de simplu și de clar. Acest partid este înființat pentru toți românii și pentru cei din mediul rural și pentru cei din mediul urban și pentru cei care au doctorate și pentru cei care sunt mici întreprinzători. Invităm în partidul nostru pe toți cei care sunt de bună credință și vor ca politicienii să nu mai pună deasupra interesului național interesul politic. Credem noi că persoana cea mai potrivită pentru etapa următoare este domnul Nicu Tănase. Vreau să mă rezum, să mai zic două cuvinte atât, că această hotărâre am luat-o de comun acord și să subliniez încă o dată că numai cu acordul toată echipa și asta nu înseamnă că de acum nu o să fiu tot la fel de exigent ca și cum am fost. Dați-mi voie să-i felicit pe cei doi, atât pe domnul Porumboiu cât și pe domnul Tănase, pe domnul Porumboiu pentru faptul că a reușit aici la Focșani, în Vrancea, a reușit să facă o echipă, să desțelenească acest proiect și eu care trec des prin Focșani, având o comunicare destul de bună cu cei din Vrancea, din Focșani, vreau să vă spun că și-au făcut treaba așa profesionist. Totodată pe Nicu, domnul Nicu Tănase, un prieten vechi, vreau să-l felicit pentru faptul că s-a înhămat la acest proiect. Știm că nu e ușor și să-i doresc succes și totodată să-l asigur de toată colaborarea mea. Urmează o perioadă. Nicu Tănase, consilier local PDL și fost președinte al organizației municipale a PDL, își pierde mandatul de consilier local. Cel mai probabil, locul său urmând să fie luat de către Lucian Moraru, ales prin vicepreședinte al PDL Focșani. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă ca aspect, cerul va fi mai mult acoperit și va ninge slab, vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile se vor încadra în jurul valorilor de 0 și 3 grade. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, vă dorim o seară cât mai frumoasă. La revedere!